Vinerea aceasta, la Cluj-Napoca, a avut loc depunerea jurământului de către studenții teologi. Evenimentul s-a desfășurat în capela campusului teologic Nicolae Ivan, în prezența în al Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Timp de patru ani de zile, atât studenții cât și dascălii au încercat să facă un lucru bun. Lucian Blaga, referindu-se la un deziderat pe care îl aștepți cu multă nerăbdare. Zice lucrul următor pe care îl putem verifica fiecare dintre noi. Uneori îți dorește atât de mult să ajungi la o realizare încât după ce ai dobândit-o nu te mai poți bucura pentru că te-a costat prea mult suflet. Și totuși tinerilor noștri le-a mai rămas un pic de suflet să se bucure de această zi minunată când efortul a fost încununat cu succes pentru ei și când de dascălii își văd ucenicii că sunt gata să intre în ogorul lui Hristos. La ceremonie au luat parte alături de absolvenți cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Clipele pe care le-ați trăit acum sunt de o potrivă de bucurie și de responsabilitate. De bucurie pentru că trăiți bucuria unei împliniri, a unei împliniri pline de vocație specială, prin care conștientizați că Dumnezeu are un plan deosebit cu fiecare dintre voi și plin de responsabilitate, că aveți și obligativitatea ca pe acest plan pe care Dumnezeu îl are cu voi să-l puneți în practică. În sesiunea iunie-iulie acestui an, au absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 133 de studenți și masteranzi.